La 15 ianuarie s-au împlinit 170 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu. Cu acest prilej, întreaga suflare românească din lume a participat la omagerea poetului nepereche prin organizarea unor manifestări cultural-literare de amploare. Și la Cernăuți aceste manifestări au început ca de obicei cu depuneri de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din curtea caselui Aron Pumnul și la statuia lui din centrul regional Cernăuți. Au urmat alte acțiuni de omagere a poetului, expoziții, lansări de carte, serate de romanțe eminescene. Aș vrea ca în dimineața aceasta, sub semnul lui Eminescu, dumneavoastră ați venit pentru a depune, a aduce omagiul către marele nostru poet. L-aș ruga să începem depunerea de flori la bustul și l-aș ruga pe domnul Zegrea, președintele Uniunii Scriitorilor Români din Cernăuți, să înceapă cu depunerea de flori și să-i ofer cuvântul, de a da cuvântul la toate societățile în care oameni buni de bună credință au venit să omagiem pe Eminescu. Vă rugăm! Iată, de fiecare dată când ne adunăm acum, în ultimii ani, în curtea caselor Aron Pumnu, când venim la bustul lui Eminescu, înalțat în 1990, deci cu în vara lui 90, cu 30 de ani în urmă, deci în fiecare dată când vin aici, mă întristez tot mai tare și mai tare. Din ce cauze? Dacă ne aducem aminte, în 90, curtea aceasta era plină de oameni. Strada era plină. Nu circulau pe stradă nicio mașină, fiindcă era români din toată regiunea, români din Suceava, din Botoșani, români din București, o delegație din care făcea parte regretații preotul Galeriu, poetul Ioan Alexandru, Victor Crăciun, deci personalități nu mai sunt în viață. Personalități marcante, Grigore Vieru din Chișinău, personalități marcante ale culturii și literaturii noastre naționale. Astăzi, de ziua culturii naționale, de ziua lui Eminescu, ne lipsesc aceste personalități. Din păcate, locul lor este gol. Noi nu avem astăzi oameni cu inima atât de fierbinte, atât de curată, cum au fost ei. Îmi pare rău, dar am impresia că venim aici și ne mai uităm la casa aceasta, dacă se mai ține, dacă o mai țin pereții sau așteptăm să se năruie într-o bună zi. Fiindcă sunt 10 ani de când au părăsit casa ultimii locatari. 10 ani. Din păcate, lucrurile s-au oprit aici. În 10 ani, orice casă, fie e chiar și nouă, dacă nu este locuită, e moare. Moare nervul din casă, moare sufletul casei. În ultimii ani, din păcate, trebuie să constatăm o dezbinare a românilor din nordul Bucovinei. O dezbinare care se adâncește pe an ce trece. Iar în ultimul an, în genere, se întâmplă lucruri, eu știu, din domeniul fantasticei. Au ieșit învinuiri în presă. Un grup de români învinuiește alt grup de români. Cineva își face mendrele cum vrea. Eu cred că lucrul ăsta este cel mai păgubos. Citiți-l, domnilor, pe Eminescu, citiți publicistica lui Eminescu și o să vedeți gândul lui privind unitatea neamului românesc. Din păcate, această dezbinare uneori mi se pare că este
sprijinită și de unele organizații din patria mamă. Eu cred că într-o bună zi va trebui să punem punct în aceste probleme, să ne clarificăm odată pentru totdeauna care e scopul nostru a societăților culturale, care este problema în jurul căreia trebuie să ne concentrăm toate eforturile. În primul rând este problema școlilor, păstrării limbii materne, o problemă pe care trebuie să o rezolvăm de urgență. Eu cred că este casa lui Pumnul. Dacă mai stă un an, doi, mă tem să nu se năruie, se prăbușește tavanul și atunci nu o să mai avem casa lui Pumnul. Deci noi trebuie să conștientizăm acest lucru și acest lucru trebuie să-l conștientizeze și statul român, guvernul, ministerele. Acest loc sfânt pentru noi trebuie să fie un loc sfânt pentru toată suflarea românească din întreaga lume și din România, din Moldova, din întreaga lume. Aici, în această curte, a călcat Eminescu. Ce poate fi mai sfânt pentru un român decât locul unde a călcat Eminescu? Decât locul unde a trăit profesorul său iubit, Arun Pumnul. Trebuie să conștientizăm acest fapt și să ne unim în jurul ideii naționale, așa cum ne-a învățat Eminescu, așa cum ne-au învățat alte personalități marcante ale culturii și literaturii noastre naționale. Mă bucur să mă aflu astăzi aici, în calitate de consul general, la bustul lui Mihai Eminescu, la Casa Arun Pumnul. Este un moment important pentru cultura românească, este un moment important, astăzi este decretată, conform legii 238/2010, Ziua Culturii Naționale. Eu vă mulțumesc că v-ați adunat astăzi, dragi români, aici, vă mulțumesc că încă dăm importanță simbolurilor naționale, pentru că cultura începe cu noi înșine. Fiecare dintre noi trebuie să promovăm valorile și trebuie să ne cunoaștem trecutul și să ducem mai departe aceste lucruri care ne fac să devenim buni români. Mă bucur să mă aflu astăzi aici, la Casa Arun Pumnul. Arun Pumnul fiind profesorul de suflet al lui Mihai Eminescu. Mihai Eminescu aici s-a desăvârșit în cariera sa și este un loc în care România ar trebui să reconstruiască această casă, ar trebui să facem ca noi toți, cei care suntem pe aceste meleaguri și ducem mai departe politica externă a României, dar și comunitatea românească de aici să depună eforturi, să fie mai uniți, să fie mai buni, să fie mai întemeiați în a face aceste lucruri și a încerca să reconstruim toate valorile naționale pe care România le are pe aceste meleaguri. Cernăuțul este un oraș istoric, aici se află o comunitate istorică foarte mare și este foarte important să păstrăm aceste valori. Eu, în România, astăzi a fost decretată și aprinsă flacăra culturii românești. În toate orașele mari ale țării, la ora 18, se va aprinde flacăra prin diverse spectacole și poezii de Mihai Eminescu. Același lucru încercăm să facem și noi aici. Vor fi mai multe evenimente pe teritoriul Cernăuțiului care se vor desfășura de către liderii comunității din Cernăuți. Eu vă mulțumesc pentru toate aceste eforturi. Mă bucur că sunteți veniți la această oră să începem Ziua Culturii Românești cu o depunere de flori la bustul lui Mihai Eminescu. Vă mulțumesc tuturor! Trăiască România! Să trăiți, stimați români, vă doresc cu această ocazie, la început de an, un an nou fericit.
cu pace, cu liniște, cu dragoste, cu împlinire și tot ce vă doriți să aveți parte cu belșug pe masă și familii fericite. Vă mulțumesc mult de tot și vă doresc o zi minunată. Am făcut această coroană care arată într-un fel, s-ar spune, ca o coroană ca pentru cineva care a plecat dintre noi, ca o coroană de mor, dar am ținut să fie panglica albă, pentru că Eminescu nu a murit și nu va muri niciodată. Și spiritul românesc, spiritul lui Eminescu ne va veghea din cer și o să fie bine. Cu ajutorul Dumnezeu și cu ajutorul domnului Eminescu, noi românii o să fim întotdeauna vegheați. Am venit de acasă, direct din țară, de asta am întârziat puțin, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să ajung la dumneavoastră. Am vrut să fiu din România, să fiu aici, în mijlocul dumneavoastră, pentru că și acasă sunt foarte multe manifestări, dar așa am simțit chemarea inimii, că astăzi vreau să fiu în mijlocul românilor de la Cernăuți. Ne vedem și mai departe. O zi frumoasă, la mulți ani! Între timp s-a apropiat și o delegație din partea Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității Cernăuțene, doamna Laura Bostan. 170 de ani de la nașterea genialului poet, dar și cu un suflet extraordinar de mare, Mihai Eminescu. Eu aș zice că, de fapt, Mihai Eminescu e al cincilea mit. Noi cunoaștem patru mituri naționale, însă Mihai Eminescu le adună, le sintetizează pe toate în ființa lui. Un poet care a dus o viață și grea prin faptul că clar lucru era invidiat, un poet care a pornit de aici, băiețel mic din Cernăuți, unde a învățat slovele limbii și literaturii române, și despre care Vasile Gherasim, scriitorul și filozoful, susținea că Mihai Eminescu era dorit să fie reprezentantul a mai multor popoare. Unii îl făceau polon în perioada aia, alții ziceau că e american, alții că turc și așa mai departe. Însă Vasile Gherasim, ani de zile a muncit, a adunat documente și, de fapt, a semnat acea frază pe care Mihai Eminescu mai târziu o susținea. Eu sunt român și din români vin. Punctum, e clar că e punctum, pentru că fraza aceasta e o frază care îl caracterizează, îi caracterizează sufletul. E bine să vorbim despre Eminescu, dar să știți că e mai frumos și mai bogat de vie atunci când deschizi cartea și începi a citi din nou și vezi cum Eminescu a intrat în poarta aceasta a naturii, prin poarta aceasta a intrat în universalitate. Anul acesta mă bucur că la Catedra de Română am condus o teză de masterat care a fost dedicată lui Mihai Eminescu. Deci lucrările care au apărut în secolul 21 despre Eminescu și clar lucru că simbolurile centrale, simbolul apei și alte simboluri în opera lui Mihai Eminescu. Deci înseamnă că tinerii de astăzi găsesc acolo în opera lui, își găsesc un loc tainic, iar locul acesta tainic este sufletul și identitatea lor națională. Dragi prieteni și frați întru Eminescu, nu e nimic mai bun decât ai cinsti pe marii noștri înaintași. Și ai cinsti nu printr-un buchet de flori, că nu aceasta importează în momentul de față, ci cunoscându-i viața și lucrările pe care le-a lăsat drept moștenire.
Aici s-a amintit și doamna profesoară, și doamna consul general, și domnul Ilie Tudor Zegre, și domnul Bâcu au amintit că trebuie să trăim într-o Eminescu și să-i continuăm faptele și exemplul pe care el ni l-a dat cu viața lui întreagă. Citindu-i publicistica lui Eminescu, citindu-i poeziile, poemile lui, vom învăța cum trebuie să fim și vom demonstra că suntem urmașii lui adevărați. Alt lucru mai important decât a ne asuma spiritul Eminescu în viața de toate zilele nu există. Pentru că monumentul e foarte bun, casa e foarte bună, totul, dar ca atunci când fiecare va lucra în spirit eminescian, atunci vom avea și monumente mai multe, și casa vor funcționa, și toate locurile unde el a locuit vor fi consemnate așa cum se cuvine. E de datoria noastră de a păstra acest loc ca unul dintre valorile culturale ale neamului românesc. Această casă aparține patrimoniului cultural român și nu altcuiva. De aceea eu cred că este datoria noastră ca români, dar și a statului român, a guvernului român, a Parlamentului României, a toate ministerele care sunt și funcționează, să-și asume ca să facă toate cele necesare ca această casă să intre în circuitul universal al poeziei lui Eminescu. Societatea Golgota, domnul Răuț. Am citit undeva că dacă cândva vom dispărea ca națiune și cineva va găsi o carte, o operă de-a lui Eminescu, atunci o să fie înțeles că au existat românii și că el a fost român. Într-adevăr, când citești opera lui, toată opera lui este în apărarea românismului, că și pe atunci trebuia să se apere românii de dușmani. Doamna Laura Bostan a spus că s-a scris o teză cu tematica lui Eminescu. Am avut și eu onoarea când am terminat facultatea și doamna Laura a fost conducătoarea mea, lucrarea, teza de diplomă a fost traducerile în limba rusă a operei lui Eminescu. Și vă spun că am mers bine, pentru că dacă studiez opera lui Eminescu, nu se poate să nu se primească ceva bun. În privința casei lui Aron Pumnu, îmi pare că ar fi mai bine de organizat un fond în numele lui Mihai Eminescu și de făcut apel la poporul român de pretutindeni, la românii de pretutindeni, pentru că, cu părere de rău, până ce, din partea statului român, nu avem rezultate prea pozitive. Să-l pomenim, să-l omagiem, să-l studiem, pentru că nu ajunge o viață omenească pentru a studia până la sfârșit opera lui Eminescu. Vin de câțiva ani de zile la acest eveniment, dacă până acum am acceptat personal ideea de analiză strictă a operei lui Eminescu, dacă cu ani în urmă am recitat, cu poate zic eu mult patos, din poezia lui Eminescu, pentru că poate ca orice român am învățat destul de multe și am reținut destul de multe versuri din Eminescu, aș vrea acum să mă fac mesagerul, dacă vreți, al poporului, nu al oamenilor de cultură, cum sunteți dumneavoastră aici. Și eu aș vrea să vă transmit punctul meu de vedere, s-ar putea să fie greșit, dar cred că nu, deși sunt bătrân, nu sunt încă senil. Observă, și mă scuzați că o să, dacă tot am fost invitat să vorbesc, o să vă plictisesc poate un pic. Observ un pic de disensiuni între românii de aici. Parcă le-ați copiat de la noi, din țară. Nu este normal. Vreau să știți că sunteți posesori unui glob de aur, care înseamnă, de fapt, românismul.
înseamnă gena noastră. Dacă noi toți, dumneavoastră și noi, tot români, cu toții, nu punem mâna să sprijinim acest glob de aur, această avere imensă pe care o are poporul român, îl vom scăpa din mâini. Și în mod normal se va sfărâma. Și fiecare fărâmă va face bine altora, dușmanilor. De aceea mesajul meu, aș fi vrut să vorbesc mai mult, dar plictisesc. Mesajul meu e la unire. Lăsăm la o parte orgoliile, lăsăm la o parte ideile că unii suntem mai deștepți decât alții, să punem mâna la treabă și personal, de acord cu dumneavoastră, să așteptăm sprijinul statului sau nu știu ce. Dar în primul rând unitatea și coeziunea este aici, între oameni. Dacă oamenii n-au dorință de unire, dacă oamenii n-au dorință de trăire împreună, statul nu ne va obliga pe nimeni. Și niciodată nu ne va da statul nimic. Nu neapărat pe încerșit, ci să vadă întâi exemple, să vadă dacă statul este un foarte bun administrator de fonduri, dar dacă vede că are în ce să investească, investește. E ca într-o afacere până la urmă. De aceea mesajul meu este să fiți uniți, să fim uniți cu toții, să ne respectăm familiile, să ne respectăm semenii de pe oriunde, și în stradă, și în magazin, și la școală, bineînțeles. Vă mulțumesc foarte mult, doresc la mulți ani tuturor și să ne revedem cu bine și cu alte gânduri. Într-adevăr, astăzi Eminescu unește pe toți românii și nu numai astăzi, în fiecare zi când rostim poeziile lui, când citim publicistica, când ne dăm seama că suntem români, că vorbim aceeași limbă. De aceea mă bucur că suntem aici, la locul unde a pășit, pentru că sunt sigur că astăzi în toată lumea se vorbește de Eminescu, dar noi avem fericirea să fim pe locul unde a pășit el, în Cernăuți, în Cernăuții lui, adolescenței lui, în Cernăuții unde era atras de profesorii săi, care au contribuit la formarea geniului Eminescu. Vă mulțumesc și să ne bucurăm astăzi împreună de Ziua Culturii României într-o Eminescu. Mulțumesc! Manifestările dedicate marelui poet vor continua și în zilele următoare cu tradiționalul concurs de declamare a versurilor eminescene ajuns la a 15-a ediție, care va avea loc sâmbătă 18 ianuarie la Gimnaziul Românesc Alexandru cel Bun din Cernăuți, începând cu ora 11, organizator fiind Societatea Scriitorilor Români din orașul Cernăuți.